Situații de urgență în școli tratate de profesori. Nu sunt de dorit, dar dascălii din județ merg la cursuri pentru a putea acționa cu succes în astfel de cazuri. Până la sosirea celor specializați în domeniu, medicii de la serviciul de ambulanță sau reprezentanții inspectoratului pentru situații de urgență. Este vorba acum de un curs făcut cu oameni de specialitate pentru acordarea primului ajutor. Este vorba de instituțiile reprezentate de ISU, de situațiile de urgență, a venit și domnul Vintilescu. Deci sunt oameni care vor preda, care sunt în domeniu și încercăm să rezolvăm această problemă, dacă este posibil să avem măcar un cadru didactic pe fiecare școală. Este de dorit ca în fiecare școală din Prahova să existe cel puțin un profesor care să știe să acorde primul ajutor. Sesiunile de curs sunt realizate sub îndrumarea Ministerului Educației. Cursurile sunt gratuite, nu costă nimic. Deocamdată fiecare școală, am început prima serie, începe prima serie astăzi și vom continua cu alte serii, astfel încât în fiecare școală să avem măcar 2-3 profesori formați pentru așa ceva. E vorba de orice unitate de învățământ. Bineînțeles că acolo unde unitatea de învățământ e mai mare, numărul celor care vor fi prezenți va fi și el mai ridicat. Medicii vor ca profesorii să învețe un minim necesar pentru a putea stabiliza, măcar până la sosirea ambulanțelor, starea posibilelor victime. Cel puțin în prima sesiune, o idee foarte bună a inspectoratului școlar la care participăm cu mare drag, vom încerca să trasăm câteva linii generale în ceea ce privește acordarea primului ajutor în anumite situații care pot apărea la școli, la grădinițe și chiar și pentru omul laic care ar putea să dea un prim ajutor pe stradă celui aflat în nevoie. De multe ori, o persoană care știe să acorde primul ajutor poate face diferența între viață și moarte. Minutele care trec până la sosirea medicilor sunt adesea critice. Cu acele câteva idei despre acordarea primului ajutor pot salva vieți, mai ales că pot alerta din timp prin dispeceratul 112 și să spună corect ceea ce se află la locul solicitării și atunci să se știe să se trimită echipajele de care este cu adevărat nevoie și pot oferi primele gesturi care pot salva vieți. De asemenea, pe termen lung, reprezentanții inspectoratului școlar iau în considerare și instruirea unor serii de elevi care să poată acorda primul ajutor.